De la 1 septembrie, etichetele pentru becuri și lămpi se schimbă, mai exact se simplifică, iar asta îi va ajuta pe consumatori să vadă mai ușor care sunt produsele care economisesc cel mai mult energie și automat bani. Un bec LED, care până astăzi era considerat în clasa A+, adică foarte eficient, este considerat a fi clasa F, adică foarte ineficient. Această schimbare apare pentru că s-a schimbat termenul de comparație înainte de toate. Becurile pe care le găsim la raft nu mai sunt comparate cu becurile vechi, incandescente, ci sunt comparate cu becuri LED foarte eficiente, care reușesc să emită multă lumină cu foarte puțină electricitate. Că și cu scumpirea asta și chestiile astea alarmante cu gazele, cu curentul și cu asta, depinde iară de fiecare consumator casnic. Și consumatorii ăia care sunt în apartamentul lui trebuie să fie de energia și să consume mai puțin. Și nu trebuie să stai 40 de ani cu un frigider de la de pe timp. Toți mergem spre înnoire și asta este, înțelegi? Iar treaba cu becurile și cu alea depinde de fiecare în parte. Fiecare consumator individual. Iar specialiștii spun că vom fi nevoiți să ne cumpărăm alte electrocasnice mai bune ca să nu mai plătim atât de mult. Ce părere aveți? Păi eu le am bune, dar curentul e scump. Și nu știu de ce are mai multe prețuri. Curentul e unul singur în rețea. Nu-i nici roșu, nu-i nici verde, nici cum. Și ar trebui să la tot să fie același preț. Dar ne păcălește cu contractul. Pe mine mă fraierește cu un leu și ceva, pe altul cu 58 de bani, pe altul cu 48. Care cum îi păcălește, că ar trebui curentul să fie la fel, că doar din rețea nu apare pe calități. Asta e. Ați sesizat diferențe majore la facturi? Păi sunt, tocmai din asta, că ei fac ce vor, au dreptul unilateral să încalce contractul, noi n-avem. Ce soluții propun experții? De exemplu, să investim în electrocasnice noi, care sunt mai scumpe, dar care consumă mult mai puțin. Vorbim despre frigidere, mașini de spălat, aparate de aer condiționat și becuri. La final de lună, în factură se reflectă un avantaj pentru client de câteva zeci de lei. Să banca să le schimbe pe ăștia, să iei altele. Da. Tot cu alea stau, dar e mult. Dai, asta vor ei, asta fac. Evitați introducerea alimentelor calde în frigider și curățați de praf partea din spate a aparatului. Aveți grijă și la gheața din congelator. Poate nu știați, dar dacă se formează 3 cm de crustă, va crește consumul de energie cu până la 30%. Puteți face economii serioase și printr-o bună izolație termică a locuinței. Chiar de aceste sfaturi, mulți români nu își vor permite la iarnă să își plătească facturile.